taina ta. Tu ești cel ce face minuni și știu răspunsul meu în mâna ta. David, mă apropii și mă închid și în teamă ascund vocea mea. Doamne, dacă vrei, Tu poți. Doamne, dacă vrei, Tu poți. Dar, Doamne, dacă vrei, Tu poți să mă atingi cu mâna ta, să atingi azi viața mea. Se atingă de haina ta. Tu ești ceea ce face minuni și știu răspunsul meu în mâna ta. David, mă apropii și mă închid și te-am ascult. Aștept să se întâmple ceva, ceva să schimbe azi viața mea. Bună dimineața și bine ați venit la Biserica VIA. Biserica VIA nu este închisă. Noi suntem biserica. Biserica nu este o clădire. În orice loc, la orice oră și în fiecare zi, noi suntem biserica. Biserica nu este închisă. Continuăm să ne întâlnim în alt fel, da, natura întâlnirilor noastre este diferită, dar întâlnirea are loc. Și exact ca primii creștini, ținem funcțiile bisericii vii între noi. Învățăm din învățătura apostolilor, ținem legătura unii cu alții și ne încurajăm în umblarea credinței, ne rugăm unii pentru alții și pentru toți oamenii și frângem pâinea amintindu-ne recunoscători de jertfa Domnului Isus și iertarea păcatelor noastre. Așa că vă reamintim că diseară de la ora 19 ne întâlnim online, ne vom conecta pe Zoom ca să ne vedem unii cu ceilalți, să facem un exercițiu împreună, să discutăm despre evenimentul frângerii pâinii din Joia Mare. Apoi, vrem să vă reamintim programul din săptămâna ce ne stă înainte. În fiecare zi, începând de luni până duminică, ne vom întâlni online în felul următor. În fiecare dimineață de la ora 9 vom avea devoționalul VIA. Vom sta împreună în jurul unei povestiri, o poveste din ziua de ieri pentru ziua de azi. Apoi, în fiecare seară de la ora 21 vom avea timpul nostru de rugăciune, de încurajare și rugăciune. Astfel, luni, marți, miercuri și sâmbătă ne vom vedea de la ora 21 la timpul acesta de încurajare și rugăciune. Apoi, chemăm biserica la un post, un post de 3 zile. Zilele de post vor fi marți, miercuri și joi. Postul nostru se va încheia cu serviciul divin din Joia Mare de la ora 18, urmat de frângerea pâinii. Apoi, vinerea mare vom sărbători din nou împreună, începând cu ora 18, având un serviciu divin pentru vinerea mare. Urmând ca duminica învierii de la ora 10 să ne întâlnim cu toții, cu întreaga biserică, în mediul online, pentru a sărbători învierea Domnului nostru Isus Hristos. Întreg programul îl găsiți și pe pagina noastră de Facebook și pe site-ul bisericii. Până mâine, până ce vom intra în săptămâna mare, aș vrea să ne pregătim inimile și sufletele pentru a sărbători astăzi, a ne apropia de marele eveniment al intrării Domnului nostru Isus Hristos în Ierusalim. Așa că pregătiți-vă! Atotputernic Intrarea lui Isus în Ierusalim este singurul eveniment când Isus acceptă o manifestare publică în cinstea lui. De ce o acceptă? Odată pentru a împlini prorocia făcută cu 500 de ani înainte de prorocul Zaharia. În al doilea rând, pentru afirmarea identității sale. Isus nu doar voia să împlinească o profeție, ci voia și să transmită evreilor un mesaj foarte clar. Eu sunt împăratul vostru, Mesia, pe care îl așteptați. Mulțimea magnetizată l-a aclamat. Toți l-au văzut. Numai că vederea de felul acesta nu folosește tare mult. Se pare că este nevoie de o altfel de vedere ca să-l poți vedea cu adevărat. Ioan, știind lucrul acesta, este singurul care relatează scena următoare ca să ne învețe ceva despre cum trebuie văzut Isus. Aș vrea să citim textul Scripturii din Ioan, capitolul 12, de la versetul 20 la versetul 26. Erau și niște greci printre cei care se duseseră la sărbătoare ca să se închine. Aceștia s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, și l-au rugat zicând: Domnule, dorim să-l vedem pe Isus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei. Apoi Andrei și Filip s-au dus și au spus lui Isus. Isus le-a răspuns zicând: A sosit ceasul ca Fiul omului să fie proslăvit. Adevărat, adevărat vă spun că dacă bobul de grâu care cade în pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. Cel ce-și iubește viața o va pierde, dar cel ce-și urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Până aici cuvântul Scripturii. Întâmplarea este simplă și clară. Niște greci voiau să-l vadă, nu așa de la distanță, ci mai degrabă să-l vadă așa, în sensul unei audiențe. Cu toții parcă am vrea să-l vedem pe Isus. Am petrecut mult timp în mijlocul multor oameni de toate vârstele. De câte ori am avut ocazia, le-am pus următoarea întrebare. Am fost foarte curios să vedem cum cântăresc oamenii lucrurile, să învăț ceva despre natura umană. Și le-am pus o întrebare de genul: ce ai prefera? Și întrebarea aceasta, pe care am repetat-o de multe ori, în multe contexte, era următoarea. Ce ai prefera? Să petreci o oră cu Isus față în față sau 3 ani cu apostolul Pavel? Fără discuție, marea majoritate a celor întrebați aleg să petrească o oră cu Isus. Pentru că avem cumva impresia că, văzându-l fizic, viața ni se va schimba într-un mod dramatic. Credința ni se va întări. Victoriile spirituale vor persevera. Și uităm că cel puțin un ucenic, unul din cei 12, cel puțin, deși a petrecut 3 ani cu Isus, totuși l-a trădat și a întors spatele. După 3 ani de petrecut față în față cu el. Și cu toate acestea, a-L vedea pe Iisus este o dorință, un tânjet lăuntric al inimii noastre. Cei mai mulți dintre noi am alege să-L vedem pe Iisus, persoana Lui este magnetică, ne-am dorit cumva să-L vedem, să avem o întâlnire față în față cu El. Și din dorința aceasta magnetică, din dorința aceasta uriașă de a-L vedea cumva, de a te întâlni cu ceva miraculos, a vedea fața lui Iisus, unii ajung să-l vadă temiriunde. Spre exemplu, în Lake Arthur, în statul New Mexico, există un altar construit în jurul unei așa zise arătări a lui Isus. Se numește Shrine of the Miracle Tortilla, adică altarul tortiei miraculoase. În anul 1977, în timp ce Maria Rubio prăjea niște tortilla, una dintre ele s-a ars și ca rezultat arsura arăta, aducea ca o față de om. Ea, uitându-se la tortilla din mâinile ei, a hotărât: este fața lui Isus. A dus tortilla la preot, iar acesta a fost de acord că arăta ca Isus. Așa că a binecuvântat-o și a așezat-o într-o cutie pe un pat cu ghemuri de bumbac ca să dea senzația de plutire. Au construit un altar în jurul ei și au început rugăciunile. Vestea despre tortilla sfântă s-a răspândit și curând mii de oameni au început să vină să se roage la altarul ei. Ar fi mai multe instanțe îndoielnice unde Iisus s-ar fi arătat, după cum bine știm. Sunt pretenții că Iisus s-a arătat în tot felul de bucăți de lemn, în boabe de grâu, în umbre sau chiar pe bonurile de la Walmart, susțin unii. Apoi, eu știu, Giulgiu de la Torino, de asemenea, a stârnit imaginația multor milioane de oameni, iar acum, cu tehnologia pe care o avem la îndemână, Ray Downing a prelucrat imaginea 3D extrasă de pe Giulgiu și ne-a propus o altă arătare, o altă față a lui Isus. Stau și mă întreb, este aceasta fața lui Isus? Sau mă întreb, oare să însemne ceva și fotografia aceasta? Am făcut-o chiar eu într-o ieșire cu studenții la Someșurece, când curățam niște ardei pentru mâncarea de prânz. Am putea să zicem altarul feței zâmbitoare din Ardeiul Capia? Destul cu ironia. Învăț o lecție de aici. Al vedea pe Iisus trebuie să însemne altceva. Al vedea pe Iisus trebuie să însemne mai mult decât al vedea într-un mod fizic. Și Iisus știa aceasta, de aceea dă grecilor atunci, ucenicilor de atunci și nouă astăzi, răspunsul pe care îl dă. În versetul 23. Spuneți că niște greci vor să mă vadă? Iată cum trebuie să fiu eu văzut și cunoscut, zice Iisus. Și le răspunde așa: a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Ciudat răspuns. Adică grecii vin și spun, dorim să-L vedem pe Iisus. Iisus aude și spune, a, vor să mă vadă. A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adică, în felul acesta trebuie să fiu văzut eu, spune Iisus, ca să folosească la ceva. În care fel? Uitați-vă la versetul 24. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Foarte ciudat răspunsul lui Iisus, dar de fapt plin de învățătură pentru noi, pentru ei atunci și pentru noi astăzi. Vrei să-L vezi pe Iisus? Și Iisus îți răspunde, cel mai bun, mai folositor, mai roditor mod de a-L vedea pe Iisus este murind pe cruce. Ca mielul care ridică păcatul lumii. Cel mai bun mod, mai folositor mod de a-L vedea pe Iisus este să-L vezi atârnat pe cruce. Iisus spune, vreau să mă vadă murind pentru păcatele lor. Abia acest gen de vedere folosește la ceva. Au ajuns acei greci să-L vadă pe Iisus? Eu tind să cred că da, nu așa cum s-au așteptat, ci L-au văzut pe Iisus pe un deal înălțat pe o cruce. Murind, L-au văzut atunci mulți oameni, dar foarte puțini L-au văzut murind pentru păcatele lor sau în locul lor. Așa cum spune Isaia. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Vrei să-L vezi pe Iisus cu adevărat? Se poate. Nu fizic, ci prin intermediul scrierilor sfinte, de exemplu. Îl poți vedea murind pentru tine și în locul tău. Este cel mai roditor, mai benefic mod de a-L vedea pe Iisus. Iisus, sămânța, a murit și a rodit. Întrebarea este, moartea Lui a rodit și pentru tine? Ești din rodul acesta? Aici mulți vin și mă întreabă și am răspuns de mai multe ori la această întrebare. Dar de ce a trebuit să moară Iisus? Bun, Trebuie să-L vedem pe Iisus murind pe cruce ca să ne folosească la ceva, să-L vedem, să înțelegem că a murit pentru păcatele noastre în locul nostru. Asta o înțeleg. Dar de ce a trebuit să moară? Nu se putea altfel? Ei bine, răspunsul este nu. De ce a trebuit să moară Iisus? Pentru că iertarea presupune o moarte. Orice iertare obligă pe cel care iartă la un sacrificiu. Gândiți-vă, să presupunem că îți dai locuința să fie folosită pentru o perioadă. Când te întorci acasă, casa ta este vraiște, distrusă complet, nelocuibilă. Stai în fața casei tale distruse și ai doar două opțiuni. Poți să-i ceri omului să plătească daunele sau alegi să-l plătești tu. În ambele opțiuni, costul reparației trebuie acoperit, suportat de cineva. La fel stau lucrurile și în cele spirituale. Când ți se greșește, ai puternicul sentiment că dreptatea a fost încălcată. Sentimentul nedreptății ce ți s-a făcut este foarte puternic. Greșeala aceea nu poate fi ignorată pur și simplu, așa că ai două opțiuni. 1. Să cauți o modalitate de a-l face pe celălalt să plătească pentru ce ți-a făcut, sau a doua opțiune, să-l ierți. În schimb, a alege aceasta a doua opțiune înseamnă a-ți asuma o jertfă. Adică, dacă alegi să-l ierți, ce faci? Absorbi răul ce ți s-a făcut, rămâne făcut, dar nepunându-l să plătească, de fapt plătești tu pentru răul ce ți s-a făcut. Absorbi atât răul ce ți s-a făcut, cât și plata pentru răul acesta. Până la urmă, oricine alege să ierte, ia asupra sa răul ce i s-a făcut și plătește și dauna cu suferința ce o resimte. Pentru că cel vinovat nu mai este pedepsit, pentru că l-a iertat. Când vine vorba de viață și de moarte, mecanismul este la fel. Doar prețul este mai mare de viață și de moarte. Fiecare dintre noi am păcătuit față de Dumnezeu. I-am stricat locuința. Dumnezeu avea două opțiuni. Să ne ceară să plătim sau să ne ierte. A ne cere să plătim noi daunele ce le-am produs ar însemna să plătim cu viața. A ne ierta înseamnă că El trebuie să absoarbă și păcatul ce i s-a făcut și să plătească și daunele ce i s-au făcut. Iisus a trebuit să moară dacă voia să ne ierte. Orice iertare presupune o jertfă. Când ierți pe cineva, tu te jertfești. Pentru că păcatul rămâne făcut împotriva ta și tu accepti să plătești tu daunele, nu le mai pui pe seama celuilalt. De aceea Iisus a trebuit să moară. Cealaltă opțiune era să plătim noi daunele, ceea ce însemna moartea noastră. Textul nostru ne învață mai departe ceva. Adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. În alte cuvinte, drumul spre slavă trece prin moarte. Sau, nu poți purta cununa slavei fără să bei paharul suferinței. Sau, roada apare și se dezvoltă prin sacrificiu. Nu poți purta cununa slavei fără să bei și paharul suferinței. Pur și simplu așa este. Orice lucru din viața aceasta, la nivele și profunzimi diferite, îl poți obține doar printr-un soi de sacrificiu. Și în cele spirituale lucrurile stau la fel. Și Iisus, în continuarea răspunsului, confirmă și dezvoltă acest adevăr, vorbind despre procesul de sfințire, de rodire spirituală ce urmează vederii lui Iisus. Observați cât de complex este acest răspuns simplu al lui Iisus. Întâi ne spune, vreți să mă vedeți? Cel mai folositor mod de a mă vedea este să mă vedeți murind pe cruce în locul vostru pentru iertarea voastră. Al doilea lucru care îl transmite este cel exprimat deja. Nu poți purta cununa slavei fără să bei paharul suferinței. E adevărat pentru mine, e adevărat pentru voi, spune Iisus. Și apoi, Iisus dezvoltă și ne arată ce presupune abia paharul suferinței, ce presupune umblarea cu el, ce presupune procesul ce urmează după ce l-ai văzut pe el pe cruce murind pentru tine. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Ce învățăm de aici? Învățăm un al treilea adevăr major, și anume, a-L vedea pe Iisus în sensul acela profund ca mântuitor, presupune un drum de străbătut, greu pe alocuri, dar glorios în final. Cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. A-ți urâ viața în lumea aceasta, de fapt, înseamnă a nu o iubi mai mult decât îl iubești pe Dumnezeu, a nu căuta siguranța, bunăstarea, interesele personale în detrimentul lui Dumnezeu și a ascultării de El. Aceasta vrea să spun expresia, dacă nu-și urăște cineva viața aceasta. În alte cuvinte, când interesele tale, siguranța ta, bunăstarea și așa mai departe, le acoperi, le împlinești pe cheltuiala ascultării de Dumnezeu, în detrimentul lui Dumnezeu, tu îți iubești mai mult viața aceasta decât pe Dumnezeu. O astfel de chemare este o chemare la ucenicie, la loialitate. Așa că drumul ce urmează vederii lui Iisus, în sensul acela profund, ca mântuitor pe cruce, ceea ce urmează este un proces de sfințire, o chemare la loialitate. Al urma pe Iisus presupune un drum greu, dar glorios. De aceea, Domnul Iisus îngemânează în aceeași frază pe care am citit-o, atât costul cât și răsplata. Dacă ne-ar fi spus doar partea cu greutățile, ne-am fi putut pierde motivația de a merge înainte. Dacă ne-ar fi spus doar partea glorioasă, am fi fost tentați să minimalizăm sacrificiul. Și uitați-vă cum răspunde Iisus. Mai întâi lucrurile grele. Versetul 25. Iisus ne cheamă să ne urâm viața. Cine își iubește viața și nu și-o urăște, o va pierde. Versetul 26, prima parte. Iisus ne cheamă să-L slujim. Dacă îmi slujește cineva, e greu să accepți rolul de slujitor, de sclav, într-o lume a puterii. Apoi Iisus ne cheamă să-L urmăm în drumul Său spre Calvar, care duce la moarte, la un soi de moarte. Partea aceasta este grea. Iisus știa că va fi greu. E greu să renunți la beneficiile personale de dragul altuia. E greu să fii un slujitor. E greu să-L urmezi pe Iisus pe drumul care duce la cruce. Dar, e greu, dar e și glorios. Iar gloria compensează toate aceste greutăți. De aceea, Iisus îngemânează lucrurile. Vom câștiga viața veșnică. Cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Vom fi cinstiți de Tatăl. Dacă îmi slujește cineva, și nu-i ușor, Tatăl îl va cinsti. Vom primi de la El răsplată. Și vom fi acolo cu El. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Eu mă duc să vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu. Să fiți și voi. A dori să vezi pe Iisus presupune niște renunțări la anumite lucruri ca să primești altele. Și aceasta este oferta Domnului Iisus pentru oricare dintre noi. Vreți să mă vedeți? Cel mai benefic pentru voi este să mă vedeți sus pe cruce, dându-mi viața, plătind pentru păcatele voastre. Asta este cel mai folositor mod de a mă vedea. Dar după aceea, după ce mă vedeți, urmează un proces greu, pe alocuri, dar glorios în final. A dori să-L vezi pe Iisus presupune niște renunțări la anumite lucruri ca să primești altele. De fapt, știm foarte bine, în viață este la fel. Suntem gata să renunțăm la multe lucruri de dragul lucrurilor pe care le iubim. Nu le putem avea pe toate întotdeauna. Și am rămas foarte uimit cu mulți ani în urmă, când Kate Middleton urma să devină soția prințului William, viitoarea moștenitoare a tronului Marii Britanii, era încă înainte de căsătoria lor și am găsit un articol foarte interesant despre 10 lucruri la care trebuie să renunțe Kate Middleton în momentul în care va deveni prințesa de Wales. Care sunt acelea? 1. Trebuie să renunțe să îi se mai spună Kate. Ea va deveni Catherine sau înălțimea voastră sau prințesa William de Wales. Apoi trebuia să renunțe să candideze pentru vreun post politic public din motive de neutralitate. Apoi trebuia să renunțe la dreptul ei de vot. Tehnic ar avea voie, dar practic pe motivul neutralității nu îi se va permite să o facă. Apoi trebuia să renunțe să-și dezvolte o carieră proprie. Apoi trebuia să renunțe să-și pună semnătura pe vreun act neoficial, ca și viitor potențial consilier de stat, în cazul în care William devine rege, ea va avea responsabilitatea de a semna niște acte oficiale în lipsa soțului ei. Așa că, dacă ea și-ar pune semnătura pe tot felul de acte neoficiale, există riscul ca semnătura ei să fie copiată sau falsificată. Și un astfel de lucru s-a întâmplat. În anul 2010, prințul Harry a făcut o greșeală de acest gen când a semnat pe gipsul unei fete cu mâna ruptă. Regina l-a sancționat pentru aceasta. Kate Middleton trebuia să renunțe și la jocul de Monopoly. În 2008, prințul Andrew, ducele de York, a interzis jocul de Monopoly în familia regală din pricina faptului că, citez, poate deveni prea vicios. Așa că în familia regală, dacă vrea să intre în familia regală, trebuia să renunțe și la acest al 6-lea lucru. 7. Kate trebuia să renunțe să facă lucruri controversate. De exemplu, să accepte cadouri sau bani, să ia poziție cu privire la preferințe politice, sociale, sexuale. Nu mai are dreptul să facă acest lucru. 8. Să evite scrutinul public. Familia regală este o priveliște pentru toți supușii. Publicul va fi cu ochii pe ea. Va trebui să evite scrutinul public, să fie foarte atentă la cum se comportă. 9. Trebuia să renunțe să mănânce fructe de mare. Familia regală nu este servită niciodată cu fructe de mare de teama intoxicării. Dacă Kate ar dori așa ceva, va trebui să o facă pe cont propriu undeva în oraș. Și 10. Kate trebuia să renunțe să-și termine mâncarea dacă regina Elisabeta a II-a se va ridica de la masă. Fie pentru că a terminat de mâncat, fie că pur și simplu vrea să plece de la masă. În momentul în care regina se oprește din mâncat, se ridică de la masă, toți cei de la masă trebuie să înceteze să mai mănânce. 10 lucruri pe care Kate Middleton, dacă vroia să devină regină, trebuia să renunțe la ele. Așa este și în viață. Vrei să-L urmezi pe Iisus, vrei să-L vezi pe Iisus și să-L urmezi pe Iisus, sunt anumite lucruri la care trebuie să renunți. Iisus nu ne amăgește ca fiind altfel? Vrei să-L vezi pe Iisus cu adevărat? Ești gata să te expui realității neprelucrate a divinității lui Iisus? Până nu-L vezi pe Iisus, nu ai cum să te vezi pe tine cu adevărat. Sunt prea mulți dintre noi care am vrea să cumpărăm un Dumnezeu de 2 lei. Să cumpărăm din Dumnezeu doar atâta cât să nu-mi explodeze inima sau doar atâta cât să nu-mi strice somnul. Nu vreau mai mult, nu vrem mai mult, vrem emoție, nu transformare. Vrem confortul prenatal, nu asprimea nașterii. Vrem un Dumnezeu de 2 lei, prea mulți dintre noi. Prea mulți dintre noi ne așezăm în 2 lumi și suntem pe jumătate loiali, pe jumătate implicați și doar pe jumătate transformați. Și astfel devenim, suntem perfect sterili și frustrați. Cu toți am vrea să-L vedem pe Iisus, dar ca să-L vezi pe Iisus în sensul acela profund, trebuie să accepți niște renunțări. Este un drum greu pe alocuri, dar glorios la final. Omul are 5 simțuri. Simțul gustativ, tactil, olfactiv, auditiv și vizual. Ultimele 3 operează la distanță. De exemplu, mirosul poate fi simțit de la aproximativ 1 kilometru distanță. Sunetul poate fi auzit de la o distanță de maxim 16 km. Ochiul uman însă poate vedea la 2,6 milioane de ani lumină, vorbind de galaxia Andromeda. Vrei să-L vezi pe Iisus? îl observi de la distanță, e bine. Dar ar fi și mai bine să te apropii ca să-l poți și auzi, să te apropii puțin mai tare ca să-i poți simți și mireasma și chiar mai tare ca să-l poți atinge sau chiar mai aproape ca să-l poți gusta. Nu te mulțumi cu experiența minimă a observării lui. Vrei să-l vezi pe Iisus? Aceasta este marea întrebare a acestei dimineți. Vrei cu adevărat să-l vezi pe Iisus? În toată imaginea neprelucrată a divinității lui? Vrei să-l vezi pe Iisus în spiritul expresiei, nu în slova ei? Vreau să vă spun că se mai poate. Cum? Mor față de tine însuți. Altfel, nu rodești, e steril. Nu-ți iubi viața aceasta, altfel o vei pierde și pe cealaltă. Vrei să-l vezi pe Iisus? Slujește-l, altfel nu vei fi cinstit de Dumnezeu. Vrei să-l vezi pe Iisus? Urmează-l cu perseverență până la capăt, altfel nu îi te poți alătura. Grecii au voit să-l vadă pe Iisus. Noi am vrea să-l vedem pe Iisus. Iisus are același răspuns pentru noi toți. Vreți să mă vedeți? Cel mai benefic, cel mai eficace mod de a mă vedea este să mă vedeți murind pe cruce pentru păcatul vostru. Vrei să porți cununa slavei? Bea paharul suferinței. Altfel, altă cale nu există. Vrei să mă vezi, zice Iisus? Presupune un drum de străbătut, greu pe alocuri, dar glorios la final. Și acum, la încheiere, aș vrea să vă invit să vă uitați la acest videoclip. Este un time-lapse. Este povestea unei semințe care moare ca să dea viață. În timp ce vă veți uita la această moarte care produce viață, aș vrea să recapitulăm adevărurile de astăzi. Dacă sămânța nu moare mai întâi, nu poate aduce rod. Haideți să privim la acest element natural ca să înțelegem un adevăr spiritual. Doamne, îți mulțumim frumos că ne-ai transmis astăzi un adevăr de esență. Îți mulțumesc că ne transmiți cu atâta putere, că tânjetul inimii noastre nu este după a-ți vedea fața fizică, cât a-ți vedea fața teologică. Îți mulțumim frumos, Doamne, că ai murit și ai adus multă roadă și noi suntem parte din această roadă. Îți mulțumim frumos, Doamne, că ne-ai luat lângă Tine, ne-ai schimbat statutul, ne-ai făcut copiii Tăi. Pentru asta îți mulțumim foarte mult. Și acum, la începutul săptămânii mari, am vrea să Ți-o închinăm Ție cu tot ce suntem. Aș vrea ca în aceste zile de meditație, de rugăciune, de post, de învățătură, aș vrea ca această săptămână să fie transformatoare pentru fiecare din noi. Aș vrea ca această săptămână să devină un reper spiritual în viețile noastre. Așa Te rugăm să ne iei pe fiecare și să ne conduci și să ne vorbești și să ne stai aproape și să ne desțelenești sufletul dacă este încălcit și sufocat acolo. Te rugăm pentru o săptămână în care să Te vedem în modul cel mai roditor posibil. Te rugăm asta în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Pe via Lui, în via Lui.